hai să înțelegem ce trebuie să facă un agent imobiliar. Dacă aici este problema în piață, că oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Unii, da, alții care nu au tranzacționat foarte des, nu. Bă, un agent imobiliar este persoana la care tu te duci, prietenește și îi spui problemele tale și cu ce poate să te ajute. Un agent imobiliar profi, care își respectă meseria și care este specializat în sensul ăsta, da? El oricum își va precalifica clienții. Ce înseamnă precalificare? Eu nu vreau să folosesc termeni specifici domeniului, o să încerc să vorbesc cât se poate de clar, să înțeleagă toată lumea. Precalificare înseamnă că el întâi va trebui să își dea seama de ce nevoi ai tu. Aici din nou intervine mentalitatea buzoiană, ca să spun așa, domnule, nu mă întreabă de buget ca să știi el ce vinde, cum îmi vinde, câți bani își pune, nu. Te întreabă de buget pentru că eu, spre exemplu, în compania noastră ai să găsești proprietăți de la 25.000 de euro până la 800.000 de euro. El trebuie să știe o marjă, să știe ce poate să ofere. Te întreabă unde lucrezi și zona în care lucrezi, ca el să poată să restrângă aria de căutări. Te întreabă unde ai copilul la școală sau unde îți duci copilul la grădiniță, la școală, la after school, la meditație și din nou să mai restrângă încă o dată. Să poată, adică în momentul în care îți va face niște recomandări, el să aibă toate condițiile, ca să spun așa. Exact, și să poată, exact, și să poată să-ți recomande ceea ce tu ai nevoie. Că tu așa, dacă tu vii și îmi spui, eu caut o casă. Ok, eu am intrat în baza de date și îți dau 240 de oferte, câte am eu acum. De la 30.000 la un sat uitat de lume, da? Până la 1,3 milioane, care e cea mai scumpă casă pe care o avem noi acum în portofoliu, da? Te duc la toate să le vizionezi. Toate sunt ceea ce îți trebuie ție? Aici e problema. Adică toate întrebările astea, ele au ca și scop reducerea ariei de căutări în zona în care tu ai nevoie. Pentru că așa ne plimbăm la infinit. Practic, sugestiile voastre să se pupe cât mai mult cu, cât mai mult cu ceea ce are el nevoie. Dar nu-l întreabă nimeni, că până noi ne interesează că faci tu credit de 100 de mii, că faci de 200 de mii, că faci de 50 de mii, fiecare face după posibilități. Noi te întrebăm, sau un agent care își respectă meseria, nu spune întrebările astea să știe el cum să te păcălească. Nu, el îți va pune întrebările astea să știe, din contră, să te ajute și să-ți recomande din maldărul de proprietăți care există într-o companie imobiliară să ți le scoată la iveală pe alea care se pliază pe cerința ta. Pentru că altfel ăla nu știe. El nu că nu-și face treaba, el își face treaba, dar nu știe. Dacă tu nu-mi dai niște parametri în care eu să funcționez, eu o apuc pe câmpii, mai mă duc și stânga și dreapta și la 500 de mii, nu știu.